În numele Domnului Hristos, deschidem serviciul divin prin cântarea numărul 632, Fii azi cu noi, Părinte bun. Să ne rugăm împreună. Bunule Tată care ești în ceruri, în numele și meritele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim că suntem aici înaintea Ta. Îți mulțumim că bunătatea Ta nu s-a sfârșit și îndurările Tale n-au ajuns la capăt și se înnoiesc în fiecare zi pentru fiecare din noi. Îți mulțumim că ne iubești cu iubire veșnică. Îți mulțumim că ne vrei cu orice preț să fim ai Tăi. Ajută-ne, Părinte Sfânt, nu-ți întoarce fața de la noi, ci privește cu milă și îndurare, cercetează-ne pe fiecare în parte și ajută-ne să privim în sus, să privim spre Tine, spre binecuvântările Tale cerești. Te rugăm să binecuvântezi cu ocazia aceasta cuvântul care l-ai pregătit pentru fiecare dintre noi. Binecuvintează servul Tău și binecuvintează sufletele care aud pe diferite căi cuvântul Tău. Și ajută-ne ca împreună cu toți să putem lucra pentru a câștiga suflete pentru împărăția Ta. Binecuvintează familiile noastre, copiii noștri, pe toți cei dragi ai noștri. Și ajută-ne ca împreună cu toți să ne pregătim ca unul singur pentru împărăția Ta. Vie, Doamne, împărăția Ta! Vină, Doamne, cât mai curând! Și pune Tu capăt tuturor problemelor care sunt pe acest pământ, a suferinților, a războailor, a tot ce cel rău planifică să distrugă omenirea. Pune Tu capăt și ajută-ne să rămânem credincioși până la venirea Ta. În numele și meritele Domnului Te-am rugat. Amin.
ne-ați venit în numele Domnului Iisus Hristos și în după amiaza aceasta la cuvântul Lui. Trebuie să fac câteva mărturii. Unul dintre cei mai mari inamici ai mei se află acolo pe perete. Mă privește direct în ochi și îmi spune cât e ceasul. Din cauza aceasta vreau să vă spun că suntem cu 20 de minute mai târziu, așa că voi încerca să terminăm în aproximativ 30-35 de minute maxim. Deși subiectul pe care îl avem în seara aceasta este un subiect enorm, nu numai în prezentarea lui, dar vreau să vă spun că și în consecințele lui pe planul nostru sufletesc. Și pentru că subiectul acesta este foarte mare, m-aș fi bucurat să avem vreo 3-4 ore să-l studiem, vă invit să trecem repede la subiectul nostru care ne urmărește pentru a-l înțelege mai bine. Am rămas la parabola fiului risipitor, se află în Luca 15, Evanghelia după Luca, capitolul 15, de la versetul 11 mai departe. Spuneam data trecută că tatăl, când și-a văzut fiul, a planificat un ospăț extraordinar cu un singur scop. Vă aduceți aminte care era scopul? Să rupă lanțul înstrăinării de har, lanț în care intrase copilul său. Copilul său învățase că acasă nu este bine, învățase cum că nu este iubit, învățase să se răzvrătească, învățase să-i placă în societatea prietenilor lui, toate aceste lucruri le învățase în ideea cum că acasă la el nu se poate simți bine. Este prima idee a îndepărtării de har și anume, nu ne putem simți bine cu Tatăl nostru ceresc. Mă simt mult mai bine departe cu Tatăl, departe de Tatăl meu, aproape de cine? Doamne, ferește să fie la tata. Da, aproape de cel rău, este adevărat. Ospățul pe care îl dă tatăl are ca scop ruperea acestui lanț. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, veți descoperi o mulțime de modalități în care Dumnezeu a hotărât că se poate rupe harul acestei otrăvi, care dacă nu este rupt lanțul acesta, trece din generație în generație, porunca spune, până la al treilea și al patrulea neam. Și citeam data trecută din cartea lui Philip Yancey, exact modelul acesta, trei generații una după alta, înstrăinate de har datorită faptului că până la urmă ei au primit zestre aceasta a mâniei, a revoltei, a nemulțumirii. Zestre care s-a perpetuat dintr-o generație în alta. Întrebarea mea este, cum faci să rupi lanțul acestei otrăvi? Vă aduceți aminte predicare pe munte? Matei capitolul 5. Dacă îți dă cineva o palmă, întoarceți obrazul. Este modalitatea lui Dumnezeu de a rupe această otravă. Merită să rupi otrava aceasta chiar dacă e o palmă în plus? Cuvântul lui Dumnezeu spune că merită. Atât de mult merită încât Iisus Hristos a murit pe cruce. Ca să oprești otrava dintr-o generație într-alta, Iisus Hristos a spus că merită să mori. Numai să oprești acest blestem care se transferă dintr-o generație într-alta. Tatăl s-a urât cu vecinul. Copilul primește moștenirea și el se urăște la rândul său cu copilul vecinului. Nepoții află de conflictul acesta pentru două generații și li se pare așa de puternic și de așa de împovorător, încât nu pot să iasă din povara aceasta și preiau povara mai departe și zic, dacă de două generații ne luptăm cu asta, măcar acum să o rezolvăm. Și a treia generație se implică în acest conflict. Până când? Până când nu vine cineva, sau până când vine cineva, care atunci când îi se cere să meargă cu el o milă, el zice, merg două. Până nu vine cineva care spune, dacă îmi ceri haina, te rog frumos, ia și cămașa. Până nu vine cineva care la un moment dat spune, te rog frumos, dacă tu mă blestem pe mine, eu te binecuvintez. Ăsta este momentul ruperii acestui lanț
al otrăvirii din generație în generație, o travă care se numește îndepărtarea de har. Ori de câte ori primești o palmă în plus, te apropii de harul lui Dumnezeu. Ori de câte ori mergi o milă în plus, te apropii de harul lui Dumnezeu. Ori de câte ori binecuvintezi în loc să blastămi, îmbrățișezi harul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos nu vrea să facă decât să ne învețe lucrul acesta. Aici am rămas data trecută. Ceea ce vreau acum este să vă provoc un alt exemplu. Să întoarcem pagina și să găsim o altă realitate. Știți, uneori ni se pare că atunci când tatăl l-a primit acasă pe fiul lui, lucrul ăsta a fost foarte ușor. Este foarte ușor să-ți primești copilul după ce a fost vagabond pe nu știu unde, a risipit toată averea, este foarte ușor să-l primești acasă și cu un singur cuvânt, te iert, să uiți totul. Este foarte ușor. Așa e? Da. Este cazul ca în după amiaza aceasta să ne gândim încă o dată la prețul iertării. Cât costă pe cineva să ierte? Cât costă pe cineva să uite? Cât costă? Din cauza aceasta vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la o primă, cum să spun, o primă expunere a prețului și a dramei iertării. Din Sfânta Scriptură și din istoria umană. O iertare reală, o iertare adevărată, care are loc în familia lui Iacob, și anume Iosif, personajul nostru de câteva minute. Crescut ca fiul cel mai iubit al tatălui său. Tatăl său îi face o haină cum nu mai era. Când zic pestriță, eu nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră. Două? Dacă erau trei. Dacă erau șapte. Dacă erau cele mai frumoase culori care existau atunci. Dacă cumva haina respectivă, haina de culoare, cu mai multe culori, reprezenta de fapt haina moștenitorului. Dacă avea și implicații etice și implicații spirituale și implicații de familie. Dacă avea implicațiile acestea, cum îți permiți să crești așa un copil? Așa a fost crescut Iosif, ultimul ca fiind cel dintâi. Și îl întreb, și te întreb, Doamne Iacob, ce-ai fi avut în mintea ta când ai răsturnat tot ceea ce societatea credea până atunci prin faptul că ai țesut o astfel de haină pentru fiul tău mai mic? Sunt multe de spus. Dar fiul acesta crește în felul ăsta, crește iubit, crește ținut acasă, crește alintat. De ce? Pentru că era cel mai mic. Când frații lui erau plecați la lucru cu oile, el stătea acasă, ce să facă acasă? Să se uite pe computer. Stătea acasă, mai aproape de mama, mai aproape de toți ceilalți, smântâna era a lui. Untul era al lui, carnea cea mai bună era al lui, hainele cele mai bune erau al lui, ceilalți erau cu osteneala, el era cu statul acasă. Nu se poate ca realitatea asta să nu-i fi condus pe frații săi să le fiarbă sufletul de gelozie. Și când el s-a mai descoperit a fi și favorizatul lui Dumnezeu, te întreb din punct de vedere omenesc, Doamne, dar unde mai e dreptatea pe pământul ăsta? Adică Dumnezeu, acestui răsfățat a casei, se hotărăște să-l răsfețe el și mai mult și se apropie de el și îi dă visuri. Și îi dă visuri în care el era cel din tâi. În toate era și l-a secerat. Era cel din tâi. Snopul lui rămânea în picioare, iar snopii celorlalți, al părinților și ai fraților săi, făceau exerciții de închinare înaintea snopului lui. Ce se întâmpla oare cu inima lui Iosif în momentul ăsta? Creștea, sigur că da. Ia uite ce snop am eu. Nu? Și fără să se gândească la ceva, se duce la familia lui și le povestește. Știți ce ați visat azi noapte? Am visat că eu am făcut un snop mai cu minte decât toate snopurile voastre. Și snopul meu rămâne în picioare. Și toți ceilalți au zis, aoleu, haina ta pestriță. Cum să rămână în picioare?
Și nu mai trece mult și zice, uite, am mai visat ceva. Și luna și soarele. Și luna, stelele, 11 stele, ăla mai merge să se închine înaintea mea. Dar luna și soarele, auziți, el mai deasupra soarelui. Păi cine se crede că e el? Fraților, când iubește Dumnezeu pe un om, să știți că modalitatea lui Dumnezeu de a iubi este o modalitate extrem de contrariantă la un moment dat. Va stârni gelozia tuturor oamenilor. Nu se poate. Uneori ne întrebăm, Doamne, de ce l-ai binecuvântat pe Abraham cu turme, cu... Nu puteai să... Ia să vedem, poate iubi Dumnezeu fără să binecuvinteze cu lucruri materiale? Poate iubi? Eu vă spun, nu. Nu poate. Nu pentru că e obligatoriu, ci Dumnezeu când iubește, iubește cu... Cu de toate, cu de toate, și cu mântuire, și cu lucruri materiale, și cu sănătate, și cu frumusețe. Așa ar vrea Dumnezeu să fie. Și dacă nu este așa, nu este așa datorită cui? Ori datorită nouă, ori datorită lumii în care trăim, al cărei domn, care este Satan, hotărăște ca lucrurile să fie altfel. Sunt într-o lume a păcatului în care binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt niciodată complete, nu sunt niciodată cum ar dori Dumnezeu. Sunt stricate de un vierme. În sfârșit. Și gelozia aceasta îi face pe frații lui să... Ce interesant. Când ei erau la oi și când tatăl îl trimite pe Iosif cu mâncare la frații lui... Iosif întreabă de frații săi și întreabă pe unii, pe alții, nu mi-ați văzut frații, și ăștia întreabă, dar pe cine cauți? Și Iosif, ca un leitmotiv, mereu și mereu în Geneza găsiți acest răspuns al lui, caut pe frații mei. Oh, ce frumos! Îmi caut frații. Și în timp ce el spunea mereu, îmi caut frații, frații lui hotărâseră să-l omoare. În condițiile acestea se apropie de ei și trec peste o mulțime de amănunte care sunt vitale pentru noi, dar dumneavoastră le știți, cei ce nu le știți, citiți-le, vă rog, acasă și studiați cu atenție fiecare amănunt al acestei povestiri. Cert este că Iosif scapă cu viață, cu chiu, cu vai. Este vândut de frații lui la niște ismaeliți, iar aceștia îl duc în robie în Egipt. Viața lui se pare că nu mai are nicio șansă. Nu mai este niciun soare pe firmamentul lui. Ajunge aici, ajunge la Potifar, îi se pare că respiră ușurat, când este mai fericit, ajunge la închisoare. Este înscenat un delict și se ajunge la închisoare. Și aici, inițial, s-a vrut să fie ucis. Scapă cumva de lucrul acesta datorită credincioșiei sale de mai înainte, dar este condamnat pe viață. 3 ani de pușcărie grea, în care Iosif își aduce aminte de prima groapă în care fusese aruncat. Vă dați seama ce greu este pruncul acela răsfățat să îndure o astfel de viață. Trece prin toate. În perioada asta, n-a uitat nimic. Nu a uitat nimic. Dumnezeu îl scoate din închisoare, în mod providențial. Îl aduce la curtea lui Faraon. Este pus primul ministru al lui Faraon în urma descoperirii și tâlmăcirii unor vise pe care le-a avut Faraon. Providențial. Faraon ajunge să spună, nu avem în toată împărăția un om care să aibă Duhul lui Dumnezeu ca acest om. Deci trebuie să-l punem în charge, responsabil cu toată împărăția ca să ne meargă bine. Acum... Iosif se căsătorește. Primul lui fiu poartă numele Manase, care înseamnă, ce înseamnă? Uitare. Până acum Iosif n-a uitat nimic. Odată cu primul său fiu, el spune următorul lucru, a uitat de tot trecutul său și de casa tatălui său. Așa spune textul biblic. Uitați-vă
Citiți-l bine. A uitat și de casa tatălui său. Este o mare amărăciune ascunsă aici. Frații lui, ceea ce făcuseră ei cu el, constituia o povară imposibil de suportat. În sfârșit, el o dă la o parte și spune, am uitat. Numai casa tatălui său era o amintire tristă pentru el. Apoi, urmează anii de foamete. 7 ani de foamete. Aduceți-vă aminte, vacile slabe le-au mâncat pe cele grase. Primii 7 ani de belșug, apoi 7 ani de foamete cumplită. Toți cei din jur merg în Egipt ca la grânarul zonei. Toți sunt hrăniți de acolo. Casa lui Iacov trebuie să meargă și ea în Egipt să își găsească de ale mâncării. Și de aici începe ceea ce de fapt aș fi vrut să urmăriți împreună cu mine, și anume întâlnirea aceasta după ani de zile între un om nu nedreptățit, nenorocit de frații lui și frații lui. La început de toate vreau să vă întreb, dacă ați fi în locul lui Iosif, v-ați gândi vreo clipă că îi mai puteți ierta? Dacă ați fi în locul lui Iosif, v-ați mai gândi o clipă că îi puteți ierta? Trebuie să avem grijă, pentru că noi ne hotărâm să nu uităm și să nu iertăm lucruri mult mai mici. Nu uitați, oamenii ăștia i-au vrut moartea lui Iosif. Nu că i-au luat $1,000. Nu că nu știu ce i-au făcut. Nu. Oamenii ăștia i-au dorit moartea. Și el spune, dacă n-ar fi fost Dumnezeu, astăzi aș fi fost mort. Da. Întâia călătorie a fiilor lui Iacov în Egipt, Geneza 42. Iosif era prim-ministru, era cel mai mare din țară, el distribuia hrană. Vine acești reprezentanți a unui trib semitic de departe, vin cu argint, cu aur să cumpere mâncare. Toți care veneau acolo treceau prin fața lui Iosif. Iosif îi vede și îi numără. Și erau 11. Și erau frații lui. Și erau ai lui. Spuneți-mi, vă rog, nu era normal să zică, veniți încoace să vă îmbrățișez, de atâta vreme vă aștept, sunteți iertați? Poftiți? Era normal, păi dar n-a făcut așa tatăl din pildă. Tatăl din pildă așa a făcut, adică a venit copilul și el a zis, de câtă vreme vă așteptam aici. L-a luat în brațe, l-a acoperit cu mantia lui, i-a pus inel în deget, sandale în picioare și a zis, haide la ospăț! Haide să întrerupem lanțul acesta al îndepărtării de har. De ce n-a făcut așa Iosif de data aceasta? Să ia în brațe, să le spune, voi sunteți frații mei. O, ce bine îmi pare că vă văd. S-a uitat la ei, i-a numărat încă o dată, i-a mai măsurat din cap până în crește, din cap până în picioare și le-a spus, știi ce, voi sunteți scoade. Unde-i dragoste? Unde-i harul? Voi sunteți scoade. Frații lui cei 10, așa cum bine a spus dumneavoastră că Beniamin era acasă, încep să tremure și să spun, nu, noi suntem oameni de treabă. Oameni de treabă. Nu, voi sunteți scoade. Dar vă rog, credeți-mă, sunteți oameni de treabă. De unde știi? Păi să spun de unde știm. Că suntem oameni de treabă. Versetul 13. Noi, robii tăi, suntem 12 frați. Fii ai aceluiași om din Canaan. Și iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iată că suntem oameni de treabă.
Iosif cel mort se uită încă o dată la ochii lor și le spune: nu, voi sunteți iscoade. Și în timp ce vorbeau așa, auziți ce vorbesc ei. I-au zis unul către altul: am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceasta vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Limba ebraică. Toți vorbeau limba ebraică, vorbeau românești. Ziceau: nu ne înțelege nimeni, nu ne ascultă nimeni. Iar el le răspunde în limba egipteană: nu, voi sunteți iscoade. Se uită la cei 12, la cei 10, pardon, prezenți acolo, și îl alege pe unul. Spune versetul 24: a luat dintre ei pe Simeon, l-a pus să lege cu lanțuri în fața lor și a zis: ăsta rămâne cu mine. Cine era Simeon? De ce Simeon? Se purtase cel mai dur cu el. Era inițiatorul întregului plan de vânzare a lui, practic de omorâre a lui, pentru că planul de scăpare a lui aparținea lui Ruben, care le reproșea acum: v-am spus să-i dați drumul și uite ce ați făcut în lipsa mea. De ce îl oprești pe Simeon? De ce? De ce îl pui în lanțuri? Ia iartă-l, că e fratele tău. Unde e harul? Unde e harul? Spuneți-mi mie, de ce e așa? Nu-i mai frumos cum este în pilda fiului risipitor? Vreau să vă aduc aminte de ceva. Marea majoritate a comentatorilor îl identifică pe Iosif cu Domnul Iisus Hristos. A fost vândut de frații săi. 30 de arginți. I-a răscumpărat pe frații săi. Și așa mai departe. Prototipul Domnului Iisus Hristos, el Iosif, și totuși, nu calcă deloc pe urmele pildei fiului risipitor. Prezența mea în seara aceasta aici, între dumneavoastră, este pentru a vă provoca să vă întreb: care este de fapt caracterul lui Dumnezeu? Cel reprezentat în pildă sau caracterul reprezentat de Iosif aici? Cei 10 frați îl lasă pe Simeon acolo, se întorc acasă. Nu mă interesează alte amănunte. Nu mă interesează faptul că i s-a pus argintul în gura sacilor și așa mai departe. Nu mă interesează aceste amănunte. Se duc acasă și mănâncă toată provizia. Cât o fi durat asta? Mi-închipui că nu făceau naveta în Egipt. Mi-închipui că i-au venit acolo și au luat provizii pentru mai multă vreme. Cât timp a stat Iosif în temniță? Simeon. Cât timp a stat Simeon în temniță? Până când s-au terminat proviziile. Greu. Ce-o fi gândit Simeon în temniță? De ce îl ții Iosif pe Simeon în temniță atât de mult? De ce? Păi așa îl pocăiești? Îl calci cu călcâiu, așa? Zice că oamenii au nevoie și da. Oamenii da, dar nu eu. Eu nu, alții au nevoie, dar eu, Doamne, dacă se poate, scoate-mă din temniță, că două zile mi-ajung. Da, mai departe. Timpul trece, trebuie să se întoarcă din nou în Egipt. Și egipteanul, marele egiptean, spusese: dacă nu mi-aduceți pe fratele cel mic, cu voi să nu mai vedeți fața. Inițial au zis că nu se mai duc niciodată în Egipt, dar era Simeon acolo,
După vreme a început ca să le fie foame și Iacov a trebuit să zică, duceți-vă înapoi. S-au dus înapoi. Când au ajuns acolo, s-au trezit că mai marele Egiptului îi așteaptă cu brațele deschise. Și le spune spre surprinderea lor, vedeți că astăzi mâncați cu primul ministru. Aoleu, am băgat-o pe mânecă. Se știau cu argintul în saci, s-au dus înapoi la mai mare și a spus, știi ce? Ne-am trezit cu banii care i-am dat înapoi în sacii noștri, dar să știi că nu i-am furat. Martor e Dumnezeu că noi nu i-am furat și ca să vezi că nu i-am furat și că suntem oameni de treabă, am adus banii ăștia înapoi și am adus și alți bani să cumpărăm. Ia banii înapoi! Și respectivul zice, nu, nu, Dumnezeu vostru trebuie să fi făcut o minune cu voi. E trebuie să fie un lucru supranatural aici, pentru că banii voștri au trecut prin mâna mea. Nicio problemă. S-au întors înapoi și au zis, asta e minune. Au zis unul către altul, asta este minune. Și au început să le fie teamă. E semn bun sau semn rău? Știți cât de mult trage să-ți știi cugetul vinovat? Nu te poți bucura nici de minunile lui Dumnezeu. Când știi că ai pe cuget ceva care te trage în jos, atunci te întrebi întotdeauna, Doamne, dar oare poți Tu chiar să fii așa de bun cu mine, că nu merit? Și te trage în jos. Capitolul 43, versetul 33. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui. Cred că au avut etichete pe masă, ca la nuntă. Astfel încât au fost așezați așa de la întâiul născut, după dreptul de întâi născut până la cel mai tânăr. I-a așezați pe tot după vârstă și se uitau unii la alții cu mirare. De unde știe egipteanul care e cel mai în vârstă, care e cel mai tânăr? N-a făcut nicio greșeală. Și se mirau. Iar Beniamin a căpătat de 5 ori mâncare mai multă. Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră, dar îmi imaginez că fiecare a primit în față câte o porție și avea să mănânce, iar lui Beniamin s-au încurcat și a adus 5 comenzi. Toată lumea a văzut că o porție, 2 porții, 3 porții, 4 porții, nu se mai termină, 5 porții lui Beniamin. Mai devreme, gestul acesta i-ar fi făcut pe toți ceilalți să turbeze. De ce a făcut Iosif toate lucrurile astea? Pe ce? Harul testează? Harul testează? Fiul risipitor a fost pus la vreun test când s-a întors înapoi? N-a fost pus la niciun test. Iosif, ce faci? E drept sau nu e drept? A făcut bine sau n-a făcut bine? Au mâncat bine, li s-a dat tot ce aveau nevoie și au plecat. N-au făcut decât câțiva pași și le-a pus din nou mâna în crește și le-a zis, stați înapoi, ați furat paharul. Paharul primului ministru, ce-or fi zis în mintea lor? Doamne, când se mai termină? Că nu se mai termină. Și întrebându-se de ce nu se mai termină, au ajuns din nou să vorbească între ei cu voce tare sau de unul singur cu voce tare, ca orice om stresat, depresat, cum vreți. Doamne, ăsta este vina pentru sângele fratelui nostru care... Și vorbeau de unii singuri. Vorbeau de unii singuri în continuu. Frații mei, nu mai este timp. Vreau să mă apropii de încheiere. Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 223. Iosif urmărea să scoată de la ei o recunoaștere a păcatului lor. Punctul numărul 1. Punctul numărul 2. Parabolele Domnului Iisus Hristos, pagina 148.
În parabolă, fiului risipitor nu i s-a adus niciun fel de bagiocuri, reproșuri disprețuitoare pentru comportamentul său cel rău. El simte că trecutul lui este iertat și uitat, șters pentru totdeauna. Vreau să vă întreb un lucru. Cum îl cunoașteți pe Dumnezeu dumneavoastră? Încă o dată. Ca în pilda fiului risipitor sau ca în modelul lui Iosif? Rămâne ca acest subiect să ne mai frământe până când ne vom întâlni data viitoare și vom da un răspuns. Iisus Hristos este marele nostru frate. Iisus Hristos este marele nostru Dumnezeu. Suntem mântuiți datorită sângelui Său. Suntem înălțați datorită dragostei Sale. Căutăm în toate acestea să-L înțelegem mai bine. Căutăm în toate acestea să înțelegem de ce judecată de cercetare, pe de-o parte. Pe de altă parte să înțelegem de ce iertare necondiționată. Să înțelegem când și în ce fel lucrează Dumnezeu pentru salvarea mea și salvarea ta. Să înțeleg de ce uneori Dumnezeu mă trece prin cuptorul de foc și prin cuptorul încercărilor, mereu și mereu, vrând să obțină de la mine o recunoaștere a propriilor mele greșeli și a propriilor mele păcate pe care nu le recunosc și la care țin. Vreau să vă întreb, începeți să simțiți cumva soluția la aceste două exemple antagonice? Haideți să ne rugăm ca descoperirea caracterului lui Dumnezeu pentru noi în viața noastră și în mântuirea noastră să ne conducă la o decizie fermă pentru a căuta să-L înțelegem pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui. Domnul să ne ajute și vă doresc această descoperire tuturor. Amin. Iisus Hristos, închidem ultimul serviciu divin din acest sabat prin imnul 368, imnurile creștine noi, simt un dor nespus Iisus. Thank you.
Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele scumpului nostru Mântuitor, Domnul Iisus Hristos, la sfârșitul acestui serviciu divin venim înaintea Ta să-ți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru că Tu ne iubești. Ceea ce am auzit acum e dovada că Tu ne iubești așa de mult încât noi am văzut că Ți-ai dat viața pentru noi, pentru ca noi să răspundem dragostei Tale cu dragostea din partea noastră. Te rugăm din inimă, ajută-ne Tu să înțelegem adevărul pe care l-am auzit și în această zi de sabat. Recunoaștem nimicnicia, nemernicia și nevrednicia noastră și Te rugăm să ne ierți. Dă-ne, Te rugăm, remediile pe care Tu le-ai pregătit cu un preț așa de mare pentru noi, aurul curățit prin foc, dragostea care lucrează din iubire sau credința care lucrează din dragoste. Te rugăm să ne dai Tu caracterul Tău sfânt și nepătat, haina neprihănirii Tale și alifia pentru ochi, Duhul Tău cel sfânt, pentru ca să avem trecere înaintea Ta. Te rugăm din adâncul inimii noastre să nu ne lași singuri în lupta vieții, Duhul Tău cel sfânt să întroneze pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre, amin, pentru ca viața noastră să fie condusă de Tine clipă de clipă. Amin. Ne rămâne numai să Te rugăm ca Tu să faci ca ceea ce am învățat în sabatul Tău să fie o realitate în viața noastră, pentru care îți mulțumim, Te lăudăm și Te preamărim pe Tine, Tată, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt, acum și în veci de veci. Amin. Amin.